seara, stimați spectatori! Bună seara, doamnelor și domnilor! Rade invitate vas у нашу мундар. Розпочинаємо 11-й день 14-го фестивалю комедії «Золоті оплески Буковини». Bine-ați venit la cel de-al 14-lea festival de comedie «Aplauzele de aur ale Bucovinei». Stimați spectatori, aveți posibilitatea să vizionați o comedie clasică franceză în interpretarea actorilor de la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani. Jocul dragostei și al întâmplării. Doi tineri logodiți de părinții lor, dar care nu s-au văzut niciodată, urmează să se întâlnească pentru prima dată în vederea căsătoriei. Și pentru că nu vor să se observe unul pe altul înainte de acest pas, le vine amândurora aceeași idee. Își schimbă hainele cu proprii servitori. Ce se va întâmpla mai departe? Vom afla privind spectacolul Îmbătați de dragoste. Vizionare plăcută! Trebuie să-ți orice fel de formalitate. Hai, tată! Dragostea! Dragostea este altceva! Frata mea, cu mine, într-adevăr, poate că dumneata nu știu care sunt pretenții mele la inima Lizetei. Și nu mi-ar conveni ca viitoare să-mi încalce mie drepturile. Dar ce-i domnul acesta? Eu vreau ca viitoare să mă iubească. Greșești când spui vreau frumoasă, Lizete. Nu trebuie să ordoni ca să fii servită. Domnule, pot să vă vorbesc o clipă? Ce zice? Vreau să-mi vorbesc o clipă. Și tu vrei să-i vorbești? Nu. Conește-l. Lasă! Tu nu ești răcit? Ești răcit? Nu, domnule, vreau să vă vorbesc. Ce zice? Nu e răcit, vreau să vorbesc. Și tu vrei să-i vorbești? Nu. Conește-l. Lasă! Thank you.
ще раз солодкий опуск у мене актором Платошанського театру!